Pace vouă, selam aleikum. Islamul a adus una dintre cele mai mari realizări ale omenirii, curățenia personală. Acum mai bine de 1400 de ani, un om a spus că Dumnezeu, unicul, i-a trimis o revelație prin îngerul Gabriel. Mulți oameni au contestat acest lucru atunci, acum și de atunci și până acum. Și în continuare vor fi mulți oameni care vor contesta acel lucru. Totuși, se pare că era adevărat. La un moment dat, în timpul acestor revelații divine, Mohamed, el este omul despre care vorbim, că a primit revelația divină prin îngerul Gabriel, pacea să fie asupra lor, a spus că omul trebuie să se spele înainte de fiecare rugăciune, adică de 5 ori pe zi, pe mâini, pe față, pe brațe, să dea mâna prin păr și pe picioare. Sau chiar mai mult să-și clătească gura, să-și clătească nasul, urechi, ceafă. Deci un minim de curățenie, de 5 ori pe zi, înainte de fiecare rugăciune. Asta este extraordinar, având în vedere faptul că în urmă cu doar 15-20 de ani, medicii specialiști în igienă, fantastici, extraordinari, cu zeci și zeci de ani de studiu, au ajuns la concluzia că dacă ne spălăm de mai multe ori pe mâini pe zi, există șansa să nu ne îmbolnăvim. Suntem mult mai protejați în fața bolilor. Wow! Lucrul ăsta l-a spus altcineva acum 1400 de ani. Adică acest tip grozav, Mohamed, pacea asupra lui, trimisul lui Dumnezeu. Și este și mai extraordinar dacă luăm în considerare că tot din aceste învățături a venit un alt sfat extraordinar. O dată pe săptămână a făcut o baie completă. Și de câte ori avem relații intime, trebuie făcută o baie completă. Lucrul acesta, învățătura aceasta, ne-a fost transmisă acum 14 secole și mai bine. Și este extraordinar, deoarece acum 150 de ani, în Europa occidentală super fantastică și extraordinar de civilizată, omul se spăla de două ori în viață. O dată la naștere și o dată la moarte. Deci trebuie să realizăm faptul că Islamul, printre multe, multe, multe alte lucruri despre care vom discuta, a adus un lucru extraordinar, curățenia personală. Asta înseamnă boli mai puține, asta înseamnă oameni mai sănătoși, asta înseamnă oameni mai fericiți. Concluziile sunt ale dumneavoastră. Vom reveni cu noi și noi învățături care le-am primit acum 14 secole. Pace vouă!